am făcut terenul pe care eram, și am adus din proprietatea României și am adus aproape 250 de milioane, să zicem, în România. Dar nu sunt, aia sunt terenurile României. Iar României, bă, becale, du-te în aia mătii, ai vândut terenul României, ce dacă ai adus tu bani de afară? Dar era proprietatea României. Și cu ce mă mândresc? Cu vreo 35 de milioane de euro, care i-am adus din calificări, bani europeni băgați în circuitul economic al României. Da, aici sunteți de cu felicitat. Cu aia mă mândresc. Ceea ce Patriciu, dacă vreți, a scos din circuitul economic al României câteva miliarde. Pentru că nici tranzacția, nici la notar, nici tranzacția notarială n-a plătit-o în România. Banii toți numai afară. A, cu alte cuvinte, a înstrăinat proprietatea românească și nu numai proprietatea românească, chiar și o parte din bogățiile pe care Dumnezeu le-a dat cadou românilor. Pentru ca să plătim pensii alea. Și nu a adus nimic. Da, taxele nu s-au plătit în România. M-ați înțeles?